Noi ne așteptam la o asemenea decizie, chiar ne așteptam și la 90 de zile, nu pentru faptul că acest dosar ar merita cel puțin o zi de arest, ci pentru faptul că tocmai în judecătoria Brășcani, din păcate, factorul comanditar se vede cel mai bine. Judecătoria Brășcani, prezidată de Oleg Melniciuc, finul controversatului președinte al Curții Supreme de Justiție, Mihai Polevânci, ambii știuți ca oameni apropiați al lui Vladimir Plahotniuc, nu puteau să facă nicio decizie de eliberare a lui Grigore Petrencu, atâta vreme cât am declarat public, a spus-o Grigore Petrencu și confirmăm ambii acest lucru, Vladimir Plahotniuc exercită presiune și răzbunare personală pe Grigore Petrencu, fiind implicați din nefericire și ceilalți oameni care au ajuns efectiv pentru nimic sub arest. Ce le face? În mod evident o să depunem recursul. Era pregătită pentru astăzi și o cerere de strămutare în altă instanță, tocmai din motivele pe care vi le-am zis, pentru că niciodată n-am avut încredere sau speranță că în judecătoria Râșcani, sub guvernarea lui Oleg Melniciuc, am putea să găsim adevărul. Totuși, motive formale sau motive de recuzare personală împotriva judecătorului Babălău astăzi dimineață nu am avut și de aceea, dacă ne-ați auzit, am spus că la moment recuzări nu sunt. Faptul că domnul Babălău nu va fi lăsat să judece limpede și va fi presat și va fi condiționat de Melniciuc să facă ilegalități, îl putem demonstra, deoarece în afară de declarația pe care v-am făcut-o, mai există și probe. O să ieșim cu ele numai târziu de seara aceasta, ori de ziua de mâine. Permiteți-mi să am un mic secret. Astăzi ziua am aflat, am mai obținut o dovadă în plus a faptului că Melniciuc exercită presiune asupra acestui judecător. Îmi pare rău pentru dânsul, este un coleg tânăr, proaspăt venit în justiție și este într-adevăr deranjant pentru el să fie în vizorul societății într-un caz în care imaginea lui este nefastă. Pentru că un judecător onest, unul care judecă cu legea, ar trebui să se elibereze acești oameni. S-a vorbit foarte clar că ei sunt deținuți politici, iar acest lucru nu spunem doar noi, ci Consiliul Europei și că urmare a reținerii sau deținerii în continuare a lui Grigore Petrencu, țara noastră, într-adevăr, riscă urmări serioase din partea partenerilor de dezvoltare europeni, tocmai a celor care investesc în statul nostru, în reforme de justiție și investesc în reforme politice care ar trebui, odată și pentru totdeauna, să termine cu anexiunea politicului în justiție, ceea ce deocamdată în Moldova nu obținem. Mai aproape de partea juridică a lucrurilor, vreau să vă spun că odată cu introducerea recursului și el va fi depus chiar astăzi în cancelarea până la 5 în cancelarea judecătoriei Râșcani, deoarece, repet, noi ne așteptam la decizii barbare în această judecătorie atâta vreme cât este condusă de Oleg Melniciuc. Iar judecătorul Denis Babălău va trebui în termen de 3 zile să expedeze dosarul la Curtea de Apel, unde vom solicita în recurs eliberarea clienților noștri și acum insist asupra faptului că situația s-a schimbat, deja ne aflăm în instanța de judecată, iar toate alegațiile pe care le-ați ascultat timp de aceste două luni de la domnul procuror, precum că se securizează martorii, urmărirea penală, anumite probe, deja nu mai au niciun grad de relevanță atâta vreme cât dosarul este în instanță. În instanță, pentru a ține un om sub arest, trebuie să vii cu alte motive. Iar procurorul astăzi nu le-a prezentat și eu mai am încă speranțe că cei de la Curtea de Apel vor înțelege acest lucru și nu vor proceda așa precum a procedat astăzi instanța de fond.